Începem, da? Bună ziua, bine ați venit, doamnelor și domnilor consilieri. La fel observ în sală că avem și invitați sau în altă ordine de idei, ședința Consiliului Local și aceasta și toate celelalte sunt cu caracter public. Deci oricând cetățenii Comunei Parincea pot participa la alzările ședinței de Consiliul Local. Vă fac cunoscut că prin dispoziția primarului Comunei Parincea 267 din 12 decembrie anul curent ați fost convocați în ședință ordinară. Constat că este întrunit cuvormul necesar pentru desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi. Dăm cuvântul domnului președinte pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Nu înainte de a vă consulta în ce privește procesul verbal al ședinței din, al ședințelor din luna noiembrie, că am avut și extraordinară și ordinară. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Domnul președinte, aveți cuvântul. Bună ziua, vă zic și eu și o să-i dau cuvântul domnul viceprimar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua. Ordinea de zi în ședința de astăzi este următoare. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2019. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, prescurtat PAR, actualizat al Comunei Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, de tip V2, o să vedeți modificare, prin reorganizare a Serviciului de categoria C1 a Comunei Parincea, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Parincea pentru ședințele acestea din luna ianuarie, februarie, martie 2020. Deci trebuie ales cu 3 luni. Punctul 7, ca de obicei, ultimul punct, divers. Propun pentru aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, ușați. Am să-i dau din nou cuvântul domnului viceprimar să prezinte punctul 1. Deci la punctul 1 și punctul 2 o să prezinte domnul contabil, punctul 3 și punctul 4 doamna Grigore și la 5 și 6 eu. Da. Deci punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comune pe anul 2019. Poate să prezinte și punctul 2 sau nu? Nu, mergem în rectificarea. Deci la rectificare astăzi avem în adresa doamnei fără senatorului, s-au comunicat din clientul acolo de păcat din TVA. Îmi dau o sumă de 5.000 pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale. 5.000 de lei. Se rectifică deci la venituri cu suma asta și la partea de cheltuieli, la capitolul învățământ, cu 5.000 de lei. Și un alt capitol, la sume de fiecare din impozitul pe venit, 28.000, care sunt puși la partea de cheltuieli, la bunuri sperici, la autorități publice. Cam asta este rectificarea. Dacă întrebări, dacă... Aici nu prea sunt mult de dispus. Asta e cum a venit, asta la 28.000 a spus că sunt bani? Tot de la Ministerul Finanțelor, la echilibrarea bugetului local, pus la bunuri și servicii la autorități publice, însă ca și precizare, nu prea aveam timp să cheltuim, o să rămână în excedent, pentru că a venit târziu, trebuie să facem de credite cu 10 din lucrătoare înainte, nu ne cadem în termen. Am înțeles. Dar așa pot să văd despre ea scurs și de an. Am de mult eu să am văzut. Deci nu mai sunt discuții. Nu, comisia numărul 1. Eu sunt, da. Felicitări. Comisia numărul 2. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Niciun. Punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020. Aici tot domnul contabil oare de... Materialele vă pot putea la dispoziție. Ca precizare, poate de anul trecut, în construie se majorează cu 4,6%. Procentul aferent inflației conform articolului 161 din codul fiscal. Instituirea taxei noi avem ceva în legătură cu urbanismul, pentru că începând cu anul ăsta avem
persoana angajată la urbanism, taxe de autorizație, construire sau demolare clădirii, care este tot privăță în codul fiscal, 0,5% din valoarea de autorizare a clădirii. Asta sunt noutăți. În rest, taxele este tot aceea care ne-o spun acum, doar că majorate cu 4,6% față de anul anterior. Vreți cum le-a studiat, dacă aveți ceva de întrebat, da. Da. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, comisia numărul 3, da la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio abținere. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor. Rescurtat PAS, mai cheamă, actualizat al Comunei Părinte Rezențiu Bacău. El exista planul ăsta, dar domnul Fernandă se reactualizează în funcție de riscurile depistate sau în ipoteză că vor fi un risc. Aici îi dau cuvântul lui doamna Alina, șefa SBS-ului de comună. După cum bine știm, în planul de analiză și acoperire a riscurilor întotdeauna va fi actualizat în momentul în care vor apărea modificări sau apar alte riscuri decât cele analizate. Riscurile principale în Comuna Parigea ar fi inundațiile, incendiile, cutremurile și mai avem eșecul utilităților publice. În cazul unei calamități, aceste utilități sunt rețeaua telefonică și energia electrică, care pot avea un eșec. Acesta a fost actualizat din următoarele considerente. S-au modificat date statistice cu privire la intervențiile de la nivelul inspectoratului pentru situații de urgență a județului Bacău, Maior Constantiniene. S-a actualizat cadrul legislativ. S-a actualizat caracteristicile unității administrativ-teritoriale, au fost actualizate date statistice privind situațiile de urgență produse, s-au actualizat informații cuprinse la capitolul 4 în ceea ce privește acoperirea riscurilor, au fost completate date referitoare la structura și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență și s-au actualizat anexele care sunt atașate la finalul planului de acoperire, de analiză și acoperire a riscurilor, în domeniul situațiilor de urgență. Cam acestea sunt modificările planului care au fost efectuate. Dacă aveți întrebări, erau foarte necesare aceste hărți de risc, pentru că nu existau... Au adus și costuri? Dacă. Da? Și ce costuri înseamnă? Au fost mai multe planuri de costuri respectiv. De exemplu, planul la cutremur era necesar la fel actualizat cu părți pe tipuri de risc. Toate sumate la un loc cât? Cam cât? Undeva la 8.000 de lei. Da. Doamna Grigori, dacă la inundații, care sunt zonele inundate? Punctele considerabile în Comuna Parigea ar fi la Mănăstire. Mănăstire. La primul pod aici, la da. Felul ăsta. Ar fi pe Bulboacă, lângă ferma apicolă. La unde pe jos la fără. Da, ca și aproximație. La Nănești, unde este domnul Vasilachie Darie. Da, așa. Da. Și la Vladnic, pe lângă școală, ca și punct este de vedere. Este două școală, da. Cam acestea ar fi zonele afectate, care ar putea fi afectate de inundații. E nemulțumesc. Și ce se face complet? Adică s-a făcut un plan, asta pe etuși. Se stabilește un plan să se facă cu ce? Explicați-le procedura. Nu, asta trebuie să-l avem. Explicați-le procedura. Deci, noi trebuie, în momentul de față, să ne... Următorul proiect este vorba despre reorganizarea serviciului voluntar. Pentru reorganizarea serviciului voluntar, întotdeauna parul este baza. Adică, în funcție de riscurile care sunt specificate în par, cam... Am înțeles. Doamna Alina, altceva o întrebat. Cum se procedează? Concret, nu? În caz de, în par, sunt exemplificate următoarele lucruri. În caz de o calamitate, noi o să avem un organigramă, un personal voluntar. În momentul în care avem un cutremur sau inundație, pe echipe specializate.
mai întâi prevenim, apoi echipele intervin cu utilajele din dotare pentru... Am înțeles, da, da. Da, bun, ca să vă faceți, practic, aveați nevoie de... De acest pat. El exista, dar era necesar și de hărțile de risc. În momentul în care cei de la ISU vin în control, sunt necesare toate documentele la acest pat. Ideea e să fac nu pentru control, da, ideea e să fac ca atunci când are loc calamitatea, da, să știi ce faci. Legală, da. Să salvezi întâi viețile omenești, să iei măsuri, să te evacuezi, să-i duci într-o cămin, să-i duci într-o școală, să te asiguri apă, hrană, căldură, niște proceduri concrete. Care acolo în dosarele respective sunt toate, sunt toate, da, să le găsesc toate acolo. Acolo sunt mobilizați. Să fie nevoie, da. Să da, nevoie, da. Toți, pe specialități. Care sunt la evacuare, care sunt la avertizare, care sunt asistenții medicali, deci cu tratamente, foliții, tot, tot. Ce criterii s-au ales persoanele voluntare? Ei, aici ar fi o problemă, dar o să o discutăm noi, nu la ce mă refer, pentru că voluntarul nu prea găsește. Domnule, omul se duce la foc. Dar vine cu cismele arse, cu haina arsă, obosit, stă 2-3 ore și nu stimulez cu nimic. Asta va fi o problemă de viitor. Ei, pentru ca să-l... Din ce știu din experiența altor primării, știu că se mai fac niște reduceri. La impozit. Adică să mai găsesc niște pârghi, mai sunt care ce pot să... Nu-i imputat. Probabil, s-o imputat. S-o imputat. S-o imputat. Voluntariat înseamnă voluntar. Asta e. Da. Dacă vrei și bani, baza voluntariatului să arăiați primărie. Asta e problema. Da. Uite, în mod vrea să fie. Da, suntem la da. Da. Mai are cineva un comentariu? Un comentariu? Dacă nu, aviză. Comisia 1, aviză favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 3, favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Nici o abținere. Trecem la următorul punct. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal al serviciilor voluntar prin situații de urgență, de tip B2. Prin reorganizarea a serviciului de categoria C1 al Comunei Parințe, județul Bacău. Deci tot doamna Alina o să vă spună. Este o ordonanță de guvern numărul 75 din 2019, care au dus detalii și modificarea serviciului voluntar de urgență. Și o să vă spun în ce sens. Având în vedere noua ordine 75 din 26 iunie 2019, cu privire la înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, prin reorganizarea serviciului voluntar existent, în prezent, serviciul voluntar al Comunei Parincea este de tip C1. Reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență se realizează conform celor trei tipuri de servicii prezentate și în ordinul 75. Reorganizarea se realizează în funcție de numărul de gospodării existent în Comuna Parincea. Cele trei tipuri sunt următoarele. Avem tipul V1, care se încadrează până într-o 1000 de gospodării. Tipul V2, peste 1000 de gospodării, iar aici este nevoie de achiziționarea unei auto speciale destinate urgențelor. Și tipul V3, peste 3000 de gospodării, aici este cazul achiziționării două auto speciale. La nivelul Comunei Parincea există un număr de 1200 de gospodării, deci ne încadrăm la tipul V2, unde este necesară achiziționarea unei auto speciale de stingere a incendiilor de capacitate mică, aceasta având 2000 de litri. Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama, au fost constituite conform tipului de serviciu și anume V2. Organigrama este alcătuită astfel. Avem un șef de serviciu care trebuie încadrat pe funcție, trebuie să fie angajat, un compartiment de prevenire, acesta este alcătuit dintr-un șef specialist prevenire și mai avem încă 4 specialiști de prevenire. Aici am încercat să îi structurăm așa pe localități, ca să ne vină mai ușor în caz de o calamitate, să putem preveni din timp.
Avem o formație de intervenție. Aceasta este alcătuită dintr-un șef formație de intervenție și sunt patru grupe de intervenție. Fiecare grupă este alcătuită dintr-un șef de grupă, doi servanți, adică voluntari, și un conducător autospecial. Și mai avem o echipă specializată în domeniul avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, unde avem un șef de echipă și patru servanți. De voluntari. Deci toți cei care sunt prinși în organigramă au contracte de voluntariat. Cam așa ar trebui să arate reorganizarea serviciului voluntar. Deci nu se confunde cu serviciul profesionist. Păi asta nu, nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Noi trebuie să ne avizăm. Păi și utilajul, mașină, pentru cine era? Trebuie achiziționată. Trebuie cumpărată. Trebuie achiziționată. Pentru serviciul nostru de voluntariat. Da. Deci, ordinul 75. Mașina care a fost cumpărată, trebuie mașina specială pentru intervenție, pentru stingere incendii cu apă și spumă. Bun, și dacă noi avem făcut aici și o să fie alte două mașini, cât din ce? Nu, problema asta în felul următor. Din câte știu eu, nu o să vă aducă cei de la ISU două mașini. O să fie o singură mașină, iar o mașină trebuie să o avem noi din detaliu. Nu știu, nu o să se amestece atunci. Dacă o să vină ei, o să intervină ei cel mai mult, pentru că sunt echipă specializată. Ok, dar noi ca primărie trebuie ca și... Da. Dar să investim bani în, așa este, în garaj și pentru a veni mașinile astea. Acum să băgăm alți bani în alte... Oricum, noi momentan trebuie să ne avizăm pe ceea ce există în prezent. Nu, altceva vrea să spună, doamna Lili. Doamna Lili. Doamna Lili. Cumpărăm o altă mașină. Da, da. Hai să vă explic eu. Deci, Ungureniu are mașină. S-a scut, are mașină, pot a lor. Ordinul 75 nu are legătură. Deci, orice comună care își achiziționează o mașină pentru pompieri pentru apă, obligatoriu trebuie să construiască garaj. Poate nu din mărimea asta, mai mic, ca să încapă mașina respectivă. De exemplu, Horgeștiul. Atunci făceam așa. Făceam un garaj mai mic. Ordinul 75 a apărut anul ăsta. Acum ai dat. Fiecare comună este obligat într-un termen de să-și construiască garaj și înființeze serviciul după normele astea, cu mașini. Fiecare comună. Norocul nostru că avem și serviciul ăsta, dar se dezvăluiește 4 comuni în jur. 5 comuni. Cu serviciu profesionist. Deci nu amestecăm una cu alta. Ăla e un serviciu. Poate spune așa. Ți-l las 2 ani, în funcție de numărul evenimente, și după aia îl iau și-l mut podul turcului. E posibil. Asta nu înseamnă că bătâncuie veșnic. Dar cu garajul să rămâne. Pentru că fiecare comună va fi obligată să aibă garaj, mașină, servanți, tot ce trebuie. Dacă îmi permiteți, am să fac și eu câteva precizări la problema ridicată. Ideea este că pe ordinul 75 din 2019, unde noi suntem obligați să ne reorganizăm în categoria V2 cu autospecială, așa cum doamna Grigore v-a făcut precizările, este cadrul normal al unor localități cum suntem noi, care deocamdată, la momentul ăsta, avem peste 1000 de gospodării, nu avem auto specială și ca să fim avizați pe numărul de gospodării, obligatoriu trebuie să avem în schema această auto specială, măcar una. Ceea ce avem noi, edificat garajul pentru, în ideea că se va înființa în Comuna Parincea, un departament în subordine inspectorală, este o excepție la ordin. Și îmi închipui și consider că ăsta este și cadrul legal, la momentul când o să vină aici departament de intervenție profesionist, o să fie un parteneriat între noi și ei și toate comunele din jur și atunci nu mai intervenim noi. Ideea este că autospeciala noi trimitem, ne propunem, o să vă prezint doamna Grigore, acolo este și norma de dotare a serviciului, n-ai prezentat-o, Alina, și urmează să o prezinți, ne propunem în ideea de a fi avizați să achiziționăm și autospecială. Dar dacă lucrurile merg destul de repede și detașamentul profesionist o să vină la Parincea, clar că probabil o să mai întârziem cu achiziționarea autospecială. Deci nu ne facem griji din punctul ăsta de vedere că o să facem și o altă cheltuială acolo. Este logic, nu? Având profesioniști aici la intervenții cu autospecială,
nu? Și din câte am înțeles și cu mașină, o să fie și o salvare pentru victime. Clar că o să avem parteneriat cu ei, bineînțeles și alte comune, dar nu o să fie la nivelul zonei astea, Parincea, Ungureni, Pâncești și Parincea, atâtea evenimente încât serviciul profesionist să nu poată să facă față. Deja fac față prin detașamentul de la Bacău acum, da, nu? Da, da. Deci așa, dar pe ordinul 75, obligația noastră, noi acum nu avem detașament al BIS-ul la Parincea, nu? Ei, la momentul când o să-l avem, clar că se vor schimba lucrurile și o să venim iarăși în Consiliul Local cu propuneri de aprobare de parteneriat, pentru că funcționează profesioniștii la Parincea. E logic. Da. Dar să sperăm că se întâmplă lucrurile repede. Deocamdată... S-ar putea să cădăm de plecăm național de unde cazul. Sunt mai multe variante. Mai aveți? Acum, dacă ne-ar permite bugetul, să zicem, până la venirea detașamentului de la ISU, dacă ne-ar permite bugetul să fim dotați după 1 ianuarie, noi oricum, până la sfârșitul lunii decembrie, eram obligați să avizăm reorganizarea serviciului. Să ne dotăm și cu mașină, atunci putem funcționa și mai puțin ne interesează la momentul ăsta cât de repede vine și detașamentul. Dar vom vedea pe parcurs cum stau lucrurile. Care s-au înscris ca voluntariat, da. Au concurs, au făcut armată, domeniul ăsta, au apar. Au fost doritori care să... Știți, doamne, să ție un corp. Da, dar conform noului ordin, pe parcurs, fiecare voluntar o să trebuiască să meargă, să facă cursuri exact pe ceea ce este încadrat. Adică grupă de intervenții pentru incendii va merge pentru asta, cu grupă specializată pentru prevenire o să facă cursuri, anume pentru acest compartiment, dar încet, încet să putem să... Fiecare contract de voluntariat trebuie să aibă acum atașat o adeverință medicală, precum că este act din punct de vedere... Da, nu fost, n-ai fost terminat acesta. Așa că nu te mai supăra. Da. Dar poți să prezint un pic, Alina, structura serviciului și după asta să mergem și cu norma de dotare, da? Structura serviciului ca și... Ca și șef serviciu sunt eu. Compartimentul pentru prevenire. Doamna Drogumina este șeful compartimentului. Avem pe domnul Meșniță Mihai, specialist pentru prevenire și aici l-am încadrat pentru instituțiile publice și localitatea Parincea. Pe doamna Cucu Valeria, tot specialist de prevenire pentru localitățile Nănești și Vladnic. Pe doamna Rusu Cornelia, pentru localitățile Văleni și Milești. Și pe domnul Cezar Benone Ionel, specialist pentru prevenire pentru localitățile Poieni și Năstăseni. La formația de intervenție, șeful formației de intervenție este domnul Dima Justinian George. La prima grupă de intervenție avem ca și șef de grupă Iftimie Alexandru Răzvan, ca și servanți pe domnul Rusu Gheorghe Claudiu, Roșca Ion și ca și conducător autospecială Pricop Constantin. Domnul Pricop este deja angajat pe funcția de șofer și are și categoria C pentru autospecială. La grupa a doua avem pe domnul Grecu, șef de grupă, doamna Mitra Gabriela Servant și cu domnul Lazar Ionel, iar conducător autospecială Gheorghiță Ion. Iar la grupa a treia avem pe domnul Constantin Vieru, șef de grupă, servanți sunt domnul Drogu Costel, Bibire Alexandru, și cu Radavoi Remus Adrian, conducător autospecial. Grupa a patra de intervenție este domnul Mustea Vasile Ciprian, șef de grupă, Matieș Mihai Servant, Hâncu Constantin Servant și Drăgan Ion, conducător autospecial.
La echipele specializate în domeniul avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare este doamna Vasilașa Andra, șef de echipă, Golea Elena este servant, Puțanul Lenuța servant, Pale Eusebiu servant și Mavrichii Costică servant. Cam asta ar fi componența. Nu sunt voluntar. Eu îi aștept cu mare drag. Cine dorește, o să vă gazește rol fizic. Soțul lui Subinu. Sigur că da. Sigur. La fel, norma de dotare va trebui și ea actualizată conform noului ordin, echipamente speciale și toate materialele și ustensile necesare conform tipului de 2 a serviciului voluntar. Cam asta... Înseamnă bani, buget, da. Prins? Înseamnă. Da. Dar e vorba de prevenire și acțiuni în caz de incendiu, da. Salvarea vieților, bunurilor oameni. Mergem și pe bani, pe bani sunt. Când s-a cumpărat auto utilitar către asta, nu? Cred că pentru jocuri, ăsta, mic. Ca să va tot pentru serviciu de urgență. Renou. Sau Renou. Da, Renou. Da, tot așa să zic, pentru urgenții, pentru... Au făcut drumuri prin păduri, de jumătate la urgenții. Sunt la tineri, da. Sunt foarte necesar. Când avem incendii... Da, acum e și legea. Da, au făcut toți drumuri numai de astea, de pus lopeți, că așa s-au motivat acolo și va pune lopeți, doreți, liberatii. Da, ei, asta trebuie, prin lege și dacă legi iarăși, și dacă legi îndocmeală și atunci trebuie făcut. Da. Mai aveți întrebări? Să mă întrebați? Nu, mai că o fost la foarte, foarte... Mulțumesc, doamna. Da, comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc, nici alții. Trecem la următorul punct. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Parintele, județul Bacău. Dau cuvântul doamnei secretară să-i spună punctul de vedere. Da, aici la acest punct al ordinei de zi, după cum știți, din 4 iulie anul curent, am intrat cu procedura legislativă a funcționării Consiliului Local pe codul administrativ, aprobat în ordonanța de urgență 57/2019 și în acest context, în aplicarea articolului 632, am inițiat acest proiect de hotărâre cu regulamentul Consiliului Local reactualizat prin procedurile exprese ale codului administrativ. În mapele dumneavoastră de ieri de la Comisie aveți un exemplar al acestui regulament. Funcționarea Consiliului Local este cea pe care am folosit-o din iulie până în prezent. Cei care n-ați reușit să-l parcurgeți, o să vă faceți timp să-l parcurgeți. Este instrumentul nostru de lucru al Consiliului Local. Cam atât. Dacă aveți întrebări, dar mare parte dintre ele știți că din practica de Consiliul Local, sunt cuprinse și aici. Precizarea este că acest regulament, chiar dacă prin legislație nu va suferi modificări, o să trebuiască odată cu începerea noului mandat, după alegerile locale din iunie, să-l reactualizăm. Dacă o să mai fie în vigoare codul administrativ, o să fie același. Dacă nu, ne raportăm la legislația aplicabilă de la momentul respectiv. Atât. Mulțumesc. Da, comisia numărul 1 aviz favorabil, comisia 2, comisia 3. Cine este pentru? Mulțumesc, nici o abținere. Și la punctul 6, punctul 6 să alege președinte. Da, la punctul 6 a ordinii de zi, după cum știți, odată cu luna decembrie, domnul consilier Ion Vasilache își încheie mandatul celor 3 luni de exercițiu ca președinte de ședințe al Consiliului Local, vă invit să faceți propunere pentru desemnarea unui nou președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2020. La fel, fac precizarea că o să mai avem nevoie încă de un președinte, nu? Probabil aprilie, mai și iunie. Și deja intrăm într-o altă legislatură și un nou mandat. Deci mai aveți șansa
să vă înscrieți doi dintre dumneavoastră. Da. Care vreți ultimii doi? Nu toți. Doi. Doi ani, nu? Am zis toți. Vă propun pe doamna domnul Crimiana. Ați întrebat-o dacă vrea? Ați fost întâlnit? Nu? Mai sunt și alte propuneri? Da. Cine este pentru ca doamna consilier Iuliana Dămoc să fie președinte al ședințelor Consiliului Local din luna ianuarie, februarie, martie 2020? Unanimitate, da? Da, nu? Toată. Felicităm pe doamna Iuliana și o așteptăm în luna ianuarie să preia lucrările ședinței. Dămoc Antonina sau Iuliana? Iuliana. Iuliana a zis, da, Antonina a zis. Da, Iuliana. Iuliana? Ah, da, am zis tu. Așa am înțeles, de la mă știu că Iuliana. Dar a fost de aia. Da. Antonina a fost la început. La început. Da, la diverse, la diverse, la diverse, da, deci trecem la diverse, la diverse. Diverse. Da. Un pic, numai un pic vreau să fac o singură precizare. Să știți că o să avem în discuție la diverse, iarăși proiectul de hotărâre cu nomenclatura stradală. Cădem de acord astăzi cum vor rămâne denumirile de străzi, pentru că urmează proiectul să-l trimitem pentru aviz la instituția prefectului și dacă obținem avizul pe acest proiect, nu o să mai putem în cadrul ședinței să mai facem modificări. Dar dacă ne propunem să mai facem modificări, le facem astăzi. Și la momentul când venim după avizul prefecturii, venim în ședință de Consiliu Local, așa îl și aprobăm, deci cum am discutat pe proiect astăzi. Rămăsese în discuție strada asta principală la Paringea. Dar la momentul respectiv discutăm ca să știți că o să mai reținem un pic. Da, domnul viceprimar, am înțeles că faceți câteva precizări, nu? Legat de invitați? Da, la diverse aici aveam acolo în spate câțiva cetățeni din satul Năstăsien, au vrut să participe la... Ne bucurăm! Ne bucurăm că ați venit. Mai poftiți, mai deți pe la noi. Ședințele, cum v-a spus doamna secretar, sunt deschise. N-ați știut, ați aflat. Deci sunt deschise publicului, oricând. Dacă vă anunțați mai mult, schimbăm locația, să încăpem cu toții. Deci nu-i problemă. Mi-ați la cămin. Da. Dacă vreți să luați cuvântul dintre dumneavoastră, să repetați problemele care le-ați discutat. Da, consilier și tot ce sunteți dumneavoastră aici așa, chiar și doamna secretară, la noi, la Năsăseni, teatru nu s-a dus și decât o mașină, tot sau. Într-al doilea rând, la noi, curentul, întrerupt de multe ori. Nu, de traseu. Nu avem lumină, de trei minute. Numai un pic vă întrerup. Da. Aș vrea să vă prezentați, ca să conserveți. Sunt Anastase Ion, din satul Năsăseni, comuna Părincea, județul Bacău. Mulțumim. Sunt născut în 48, 11 noiembrie, așa, sunt luni. Da, deci domnul Năsta se conservează acolo Andă, da? Deci doamna Lili mă cunoaște destul de bine. Doamna voastră, da. Așa că știți. Un gospodar și un citor. Ce dorim din la dumneavoastră? Să fie tăiți toți copacii sub lumină, că tare ne mai necăjește. Asta e cea mai principală. Domnul Cucenea Căsării. Deci, ce reprezentați dumneavoastră, deci dumneavoastră puteți să aveți cuvântul ca să știți despre ce este vorba. La trecut i-am cerut domn primar șapte de ei. A spus că din dânsul obiectiva, numărul subiectiva, că îi punem tot. Cum am tăiat, nu pot să am rezolvat-o, ori l-am subiectiva. Dar am văzut că acum a venit, vine Crăciunul, din nou. Și acum mi-a zis Dumnezeu, fii consilier la Nănești, am fost în Nănești, acum am luat de ieri dimineață la ora 5, m-am dus și eu să văd. Acolo e o cidie. Cine? Unde la noi? Da. N-am cerut și eu 7 dăbi. Unde? Nu, 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 unii nu închid magazinul, acolo mă la părinte, s-au zis divin în centru și am lumină de toate părțile. Nu pot să n-am lumină asta. Dar e istoric acolo, într-o aia, nu știu. Domnul Butoie, nu faci comparație cu alt sat. Așa. Cu satul dumneavoastră. Special am fost, m-am dus într-o dumneavoastră la 5. Da? Și eu am, n-am piatră. Și eu am cerut. Știu că sunteți trei consilieri din zona aia. Nu, n-am luat noi piatră în spate. Nu. Dar la noi se vorbește de ce ați asfaltări și am din nou niște piatră. Sunt ulițe care n-au, dacă am o lingură de balast, nu o mănânc eu.
Deci n-ați fost aici, n-ați putut să știți. Deci cine a știut să vă ajută? Siceriți. Domnul Diclobea m-a dat. Domnul Diclobea v-a zis, lasă mai mare. Nu m-am luat pătărere. Sunteți dumneavoastră, ziceți că e rocerea dumneavoastră, sunteți chitere. Ne-am propus să o duc la Năspoieni, o mașină sau două, și urmează să duc și la Năstăsemi, când se va hotărâi. Păcat că nu-i domnul primar aici. Dirigează că tot în zone, în locul pe care mai fost pus. Ei, este o problemă la care o să vă răspundă domnul primar. Eu le-am dat, o sugestie domnilor să facă un memoriu, să lasă la noi aici, la primărie, și să convinge. Că cu instalația electrică și cu, deci cu tăietul copacelor, asta înseamnă, v-am explicat, contract cu o firmă specializată, că EON-ul nu mai face, că avem probleme și la mine și la Nădești, mai multe. O să fac un contract cu o firmă specializată și o să ocupe de toată comuna, nu numai de aia. Da, cu piatra, așa, și cu lămpile și cu electric și cu instalațiile de sărbători, părerea mea, faceți un memoriu, îl lăsați aici scris, ajunge la noi, domnul primar analizează și sunt convins că o să ia măsurile urgente. Da, și referitor la piatră și la becuri și instalația ornamentală de sărbători. Atâta vă pot spune eu, pentru că cu ce să-i mâna primarul, el vă o să vă otărați. Păcat că n-ați venit mai devreme, că stăteați de vorbă dumnealui. Sau dacă mai stați, s-ar putea să apară pentru o oră. Da, da. Dar sunt probleme, nu sunt probleme deosebite, se pot rezolva. Deci noi o să-i propunem domnul primar problemele care ați ridicat. Dacă mai aveți alte probleme... Mai aveți cineva să mai luați cuvântul? Spuneți cum vă cheamă, cum vă numiți. Cu dumneavoastră. Aduc probleme cu intrare. Hai. O știu. Doamna... Nu am acces de intrat, nici cu căruța, nici piatră. Mă, nu știm unde stă. Nu știți, nu știți, veniți și vedeți. Dar e... Le dau câteva arătăre unde stă dumneavoastră. Dar nu știu să simt eu în spate. Sus, acolo, pe deal. Da, lângă domnul Buțu. Un pic mai sus. La mine s-a aruncat cu noi pe drum, din curte, s-a aruncat cu noi în drum, și cu piciorul, când merg, dau de fel și fel de... Mizeri. Nu vă explic cine da, am. Mizeri, e bine. Așa, și nu am acces cu căruța să intru, nici piatră, nimic. Și un impost, sunt la zi, sunt cu totul. Și cine când vine la primărie să ceva adeverință? Ați plătit impostul la zi? Nu ați plătit, nu vă dau adeverință. Păcat. Ați venit că s-a târziu. Doar cursul anului putea să mai... Da, o fost cu boldul ăla de așa când am zis o să vorbesc cu domnul primar. Da, da, uitați că s-a întâmplat, domnul primar lipsește asta. Nu este nicio problemă, noi consemăm procesul verbal, ședința este înregistrată, transmite... Păi să pune piatră, pune este pusă la noi când să pun un pumn de piatră ca să pot fi trajat piciorul. Aici este o diferență foarte mare. Se pune piatră, intră cu orice ci și cu orice cum, și la mine nici cu piciorul. Și dacă spun să tai un pic pomul sau asta ca să pot intra în curte, ce? N-am voie să tai un pom, n-am voie nimic. Și, de exemplu, domnul Vasileu, pentru că tăiat un pom pentru sat la Deal, care, pentru oameni care s-au săcat televizor, să fie frigideri. Făcut o sară. Da. Și noi l-am susținem satul la Deal. Pentru el am zis că mergem și în pânzare pentru să-l ajutăm. Este reprezentantul dumneavoastră pe sat. Stă bine mers la Babu, nu spun ce o să dea că stă la țară. Și dacă stă la țară ca noi, să strici televizor și frigideri. Suntem aici care... Nu m-am luat, noi l-am făcut o lună de zile în mine. Cine s-a ocupat de cererile care sunt depuse la primărie? Eu am depus o cerere prin fax, o trimis și nu s-a registrat. Aia arată cu faxul iau de treabă. Dar cu curățarea tuturor vegetației crescute sub linia de înaltă tensiune, nu mai voie să o faci. E unul, deci ne-a trimis adresă că nu mai face. Așa și sarcina este a primăriei. Asta trebuie să explicați
explicații didactice, nu se poate și nu se face și nu se poate. Atunci de ce, omul nu ia atâția bani? Ca de ce nu-și face treaba? Dacă ei sunt... Deci, ca din stație la primărie... Nu știu. Trebuie anunțat de la primărie. Nu-i clar la primărie. Nu, nu mai vine. Eonul nu mai vine. Nu, nu mai vine, dar eu nu știu că a fost în Crejun. Nu o adresă trebuie făcută de primărie, la Eon. Deci eu am făcut adresă la Eon pe tema asta. Păi și poți să-i aștept 100 de ani când trebuie să... Nu, eu am spus așa. Mai spun încă o dată. Primăria să facă contract cu o firmă specializată care să vină să ocupe de probleme. Da. Și firma aia e o... Da, sunt firme specializate care defrișează sub curent, da. Dom'le, vine nu poate face orice. Așa cum s-au contrat și este regulat, deci, asta e procedura. Pentru... Ei, este în derulare. Ca ar fi rezolvat, totuși e rezolvat cam 95% cu Copaci. Nu, dar noi avem probleme cu Copaci și mine și în Nănești. Și în Nănești, da. Deci, până la urmă, tot acolo se ajunge, tot la firme specializată, care se ocupă de defrișare. Nu poți să fac oricine. E risc. Atâta vine Eonul, în data de când vine firma să taie copacul, vine și întrerupe curent. Atâta e obligație mai are. În rest, totul e sarcina primării. Și să se ia mai asta și dacă e totul sarcina primării, sau primăria trebuia să... Asta înseamnă firmă, bani și așa mai departe. Și nici au fost bani. Vreți să spuneți și dumneavoastră ceva? Chiar au fost. Nu au fost primăria bani, să nu iau... Măcar să spun numele. Da. Am un problem, eu nu... N-am voie să-mi țin mașina în fața porții. Spuneți, cum vă cheamă. Fața hoțul meu. Hoțul, da. Așa mi s-a spus, îmi bag mașina în gradă, nu în drum, că vezi, doamne, cum mi s-a... Dar cu cine aveți dumneavoastră conflictele astea? Vecinii? Da, sunt acolo vecin. În sat. Domnul Hoțu și mai cum? Gheorghe. Nu puteți ține mașina în fața porții. Nu. Dar mai trebuie, nu mai îngate altă mașină pe stradă, nu puteți spune aveți domiciliu pe comuna Varincea sau sunteți moștenitor acolo la cineva? Ați cumpărat. Ați cumpărat. Ați cumpărat acolo. Sunteți mutat la piață. De la cine ați cumpărat? De la Trifan, Gheorghe. De la Trifan la Năstăsel, da? Da. Este cumnatul meu, da. E cumnatul nostru. Bine. Și cine se ia de dumneavoastră cu... Spuneți numele, dar... Autorități sau diversi cetățeni sau cine? Nu, dar spuneți speța exact. Persoană, da. Simeon. Năstase. Are conflictul ăsta. Nu, dar spuneți speța exact. Din ce am început, am înțeles că... Sunt și lasă curcine. Nu le dă drumul pe stradă. Curcine se urcă pe mașina dumneavoastră. Să vedem. Poate soluția undeva la mijloc. Siguranță. Pasăre te de sistem curte. Da, și la mai sunt probleme, mai avem cineva? Domnul, nu știu că vrea să ia cuvântul. Vreau să vă spun că iluminatul public nu este pentru frumusețe, pentru comună, sau pentru că vreau să mă arăt. Iluminatul este obligatoriu pentru paza cetățenilor. E la un an că face doamna vreo blame de apărare, bani, ceva. Iluminatul public la pământ. Nu trebuie să lua cetățeanul să-i pui verd pe stradă. De exemplu, și la Parincea nu arde iluminatul cu pe strada asta principală, ca de bineți. De trei luni. De trei luni doar, nu vede nimic, dar au legat ghirlandele. Da. De la lumină, alea merg. Deci unde-i protecția cetățenilor? Avem dreptate. Nu trebuie să vă rugați să vă pună să meargă lumina. Lumina este obligatorie pentru securitatea cetățenilor. Atât am spus. Obligatorie. Nu-i ceva că vreau eu. Ceva obligo. Sau să stea să-și facă memoria, că ei stau să scrie apuci de scris hârtie, memorii și astea. Au venit oameni cu apuci de informația, ce memorii să facă? Mai ce nu cunoaște ce drumul
Aici e vorba de lampa la dânsul, asta spune că e o pus ghivadă și nu ați pierdut, nu? Nu, domnule. Deci nu ardeau becurile, dar au făcut ghirlandele. Culmea, ghirlandele merg, dar becurile nu. Iar dacă dă drumul la lumină, dă drumul jumătate de oră, ca să cum iară furcat, ca iluminatul merge tot timpul prin tunelit. Pentru asta ai lumina până. Atunci la oraș, se pune o lumină lumina și nu-i mai trebuie. Cred că în epoca vechi. Ce să cam atât. Același lucru și la vădere cu iluminatul. Deci asta nu este o binefacere. Este obligat de a păsi local. Clar. Clar. Atât. Domnul consilier, mai aveți cineva probleme? Mai aveți? Deci trecem la proiectul, dacă nu mai sunt alte probleme care vreți să le ridicați, o să trecem la proiectul cu nomenclatura stradală. Da. Justin Ian este dacă acolo, dumneavoastră vreți să mai rămâneți, mai puteți să rămâneți. Puteți să rămâneți, dacă nu... Da, sigur. Mai ales că ne propunem să acordăm denumiri de străzi și acolo, în satele de unde veniți dumneavoastră. Da. Și chiar ne face plăcere să asistați. Da. Să vă regăsiți acolo, căsuța pe strada care noi am stabilit-o aici. Sigur. Da. Asta o dată și doi, v-aș ruga cei dintre dumneavoastră, încă o dată, că noi am mai notat, care aveți mail-uri dintre domnii consilieri locali, să dați adresa de mail la Andra, vă mai punem proiectele care le avem. Noi le punem pe site, acum nu știu câți dintre dumneavoastră intrați acolo și le mai trimitem pe mail înainte să le... Da, dar da. Curgeți. E bine. Cei care aveți mail-uri, da? Foarte bine, da. Da. Să ne noteze acolo. Nu ar fi bine să începem cu boierii ca să nu-i ținem pe domnii până trecem. Sigur, sigur, da. Dacă tot sunt înșeni. Începem cu boierii Năstăsie în satul nou și Oarnă, de acolo. Acum fac și eu un apel la dumneavoastră, toți consilierii locali și pe grupuri politice, așa cum sunteți, aviz la noile liste care le faceți cu candidații. Singurul domnul Butunoi de acolo, acolo noi avem 4 sate. Săraci oameni ne sunt nevăzuți, ne auziți. Eu am mai spus și cu altă ocazie. Mai luați-vă dintre consilieri și de acolo. Da. Da. Sirie e forța mai mare. Da. Așa este. Noi punem, doamna, că se recadă, punem de cât și cât cetățeni sunt acolo. Nu contează, este contează. Având în vedere că Comuna Parincea are 4 sate acolo, ar trebui măcar 2, în opinia mea. Sigur. În altă ordine de idei, pe lângă consilierii locali, care sunt cât de cât, așa știți cum ne-am organizat cât de cât pe sate, sper să ne preocupăm din mandatul următor să avem acolo unde nu este consilier local, că mai am mai avut în procedură, delegatul sătesc. Deci delegatul sătesc, care participă la lucrările ședinței consiliului local, este invitat și bine să avem acolo unde n-au ieșit de pe listă un consilier local, să avem măcar delegatul sătesc. Să avem în vedere și lucrurile astea. Da. Pentru, în opinia mea, oricine, orice cetățean al Comunei Parincea este așteptat și binevenit aici. Haideți, Justin, ne prezint un pic la Năstăseni, da? Că observ că domnii de acolo sunt de la Năstăseni. Să le dăm citiri străzilor acolo, dacă rămân așa sau nu. Dar mai explicat. Am reușit să identificăm toate străzile, ultima oară, nu mai rămâsese nicio problemă. Strada principală rămâne Nicolae Iorga. Urcăm la deal pe Primăverii, strada Clinilor, strada Brândușelor, strada Violetelor. Asta la Năstăseni. Deci ar fi câte străzi la Năstăseni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 străzi. 5 adiacente și strada principală Nicolae Iorga. La Florina am hotărât să rămână Georgeta Jocan și strada principală. Haideți să rămân un pic. Rămânem așa, domnilor consilieri, cu Năstăsenii? Da. Rămânem așa, da? Deci așa va merge la avizare. Atunci de la Năstase? Strada. Dar nu sunt niciodată. Strada principală. La Nicolae Ioși, strada principală. La dumneavoastră, ce stradă ar fi acolo, sus, pe deal? Puteți să identificați dumneavoastră? Cam pe unde locuiți? Doamna, dacă tot suspendeți la agenția de consiliu, să știți și pe ce stradă o să... Da, puteam să plecați să știți da, un element nou. Nicolae Iorga, vreți și să urcă la deal.
Este neam, vreau să te întreb, nu am un parcurs acum noi, îl modificăm, George Ionescu avem undeva? Eu zic să fii George Ionescu, că am înțeles că a fost invitat aici la Degea. Și atunci tot doamna asta la Parige. E una, propunerea mea, dacă n-ați vrea, vreați, mergem cu ea, dacă nu, nu. Ne putem gândi. Nu am vizitat nici de mine, despre disponibile. Prima am făcut. Da, Mihai e bine. Am terminat cu ei, da? Mergem mai departe. Da, acolo am luat așa, am zis cum se spune. Justinia, dar ce s-a dat ajuns? Hai! La Milești de jos și Milești de sus. Hai, Milești de jos. Să vedem ce străzi avem acolo. Unde? Milești de jos și Milești de sus. Strada principală rămâne Mihai de azi la Milești de jos. Da. Și la variantă Milești de sus. Da. Deci nu sunt nicio modificare, nu sunt probleme. Trebuie verificat prima dată. La aici, la Mirești de jos, strada la Lerilor, nu pleacă de strada principală, nu pleacă mai discut, dacă vă uitați la asta. Dar înainte secția de acolo, despre de la... despre... Următorul sat, Bălin. Dar nimic, am un picus ca să nu mă duc la acum era Florilor, parcă, prima fază. Nu înțeleg de ce o trimis tot la fel, hai. Nu, știu că ea avem un picus. La revedere! La revedere! Sărbători fericite! De partea noastră, domnul președinte al Consiliului de aici acasă, doamna președinte.
tare și la toți. Și chiar vreau domnul Jucă și la toți. Mulțumim. Să vii mai des. Mulțumim frumos dumneavoastră la fel. Ne-a vorbit bine ca să vii mai des. Bun, deci la Valerii Garofiței, în loc de fundături. Da, 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 fundătura e așa mai... Sună, și da. Nici chiar nu este fundătura acolo, pentru că are o legătură. Da, păi, haideți, implicați-vă. Am ieșit. V-am zis cum. Pe la tati Florica, să ieși dincolo la Neviță. De acum, cam gata, așa sunt probleme tehnice. Aia se numește 6 august. Domnul președinte, continuăm un Dar declar ședința închisă. Domnul consilier, doamna, Antonina, declar ședința închisă. Mulțumesc pentru participare și sărbători fericite. Sărbători fericite. Și rămânim aici.